chimie. Dar gândindu-mă la deosebire, mi-am dat seama că, cu toate că ambele se ocupă de același lucru, cele două metode sunt foarte diferite. Iar prima deosebire între aceste metode este, evident, metoda de lucru folosită. Pentru că pendulul folosește un instrument. Pendulul este un instrument. Iar o regresie folosind metode energetice, automat că folosește un instrument exterior corpului nostru. Pe de altă parte, hipnoza nu folosește niciun instrument. Singurul instrument este mintea noastră și sinele superior, mă rog, legătura pe care o stabilește mintea noastră cu sinele superior și, bineînțeles, gradul de receptabilitatea comunicărilor de sus în jos. Ați putea spune că la asemănări ar fi trebuit să spun și de scopul regresiei. Cu toate astea, scopul regresiei este o diferență între aceste metode. O regresie hipnotică are în primul rând un scop terapeutic. Eu am mai spus chestia asta și celor cu care am făcut regresii. Scopul unei regresii hipnotice este de a găsi eventuale probleme care și-au origine în viețe anterioare. Odată ce sunt identificate aceste probleme, acestea pot fi tratate prin ședințe ulterioare de regresie sau, mă rog, ședințe de hipnoză terapeutică. Pe de altă parte, regresia cu pendulul are ca scop foarte clar obținerea de informații precise despre viețile anterioare. Este puțin probabil să reușești cu pendulul să vindeci ceva din trecut. Pendulul este mai mult un instrument de aflare a răspunsurilor. O să vedeți că cele două metode diferă foarte mult și ca feeling, ca simțământ. Dacă metoda cu pendulul este cumva mai 3D, așa, mai matematică, mai exactă, mai concisă, metoda hipnotică este mai cursivă, pune accent mai mult pe sentimente, pe senzații, pe latura asta umană, care se întâlnește mai mult în metoda hipnotică. Iar asta ar putea fi denumită o diferență de impact între cele două metode. Cantitatea de informație este aceeași. Poate fi mai ridicată în cazul regresiei hipnotice, deoarece acolo vei auzi, vei vedea, vei simți, vei mirosi, vei folosi simțurile. Noi suntem obișnuiți din viața normală să ne folosim corpul și practic noi așa percepem realitatea prin simțurile noastre. Mirosim, auzim, simțim tactil, cald, rece, moale, tare. În fine, ne folosim în orice moment al zilei, ne folosim simțurile. Și așa percepem realitatea înconjurătoare și viața noastră, prin simțurile noastre. În metoda hipnotică vom face apel exact la acele simțuri. Și poți să simți o viață anterioară.